Doamnelor și domnilor, bun găsit! Încep știrile Antena 3 Ploiești. Codul galben de ninsoare și viscol valabil în weekendul care tocmai s-a încheiat și care a fost extins în 7 județe din zonele montane ale țării, a adus cu el precipitații însemnate, în mod special în zonele montane. La peste 1200 de metri altitudine, stratul depus este unul considerabil. Tocmai de aceea, salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști să nu se aventureze pe trasee închise ori să meargă în drumeții neechipați corespunzător. Este iarnă în toată regula, mai multe zone din țară, la munte s-a așternut prima ninsoare din acest sezon, iar drumarii au început să intervină în unele zone pentru a înlătura stratul de zăpadă depusă pe carosabil. 10 noiembrie 2024, prima zăpadă la Azuga a venit. La peste 1200 de metri altitudine s-a așternut un strat de zăpadă consistent, iar în unele zone s-a instalat ceața. A depus un strat de zăpadă la munte, la altitudine peste 1200 de metri, și de aceea am venit să facem aceste recomandări pentru turiști. În primul rând, să nu parcurgă traseele montane de mare altitudine, care sunt închise în sezonul rece, și aici fac precizarea că acestea le pot găsi pe site-ul instituției noastre salvamonprahova.ro. Salvatorii montani spun că este necesar ca turiștii să țină cont de sfaturile lor, mai ales în condiții de vreme extremă. Să parcurgă traseele doar de la baza muntelui, care nu au zăpadă pe ele și nu prezintă un pericol. De asemenea, trebuie să ținem cont că vremea este schimbătoare, există o diferență destul de mare de temperatură între zi și noapte, de aceea ei trebuie să fie echipați corespunzător sezonului în care ne aflăm. Adică îmbrăcămintea să fie în mai multe straturi, să aibă la suprafață o jachetă impermeabilă, în rucsacul de tură să aibă lanternă, să aibă un caz că îi prinde noapte pe traseu, să, de asemenea, să aibă o baterie externă de telefon, în caz că li se descarcă și au probleme pe traseu, să poată anunța serviciile Salvamont. Bineînțeles, mâncare, apă pentru hidratare. Încă este în vigoare un cod galben de ninsori însemnate cantitativ, astfel, potrivit avertizării, la altitudini de peste 1000 de metri, temporar ninsorile vor fi intense și viscolite cu viteze ale vântului de 40 până la 55 de km pe oră și se va depune strat de zăpadă local de peste 10 până la 20 de centimetri, potrivit ANM. Județul Prahova este pregătit pentru sezonul rece. Drumarii i-au asigurat pe reprezentanții Consiliului Județean că sunt gata să intervină pentru dezăpezire. Recent, utilajele și stocurile de materiale au fost verificate. Autoritățile județului Prahova spun că nu vor fi luate prin surprindere de ninsori în acest sezon de iarnă. Chiar am făcut o inspecție tehnică să văd utilajele. Avem material antiderapant. Eu zic că suntem pregătiți. Am vrut să-i cunosc, am vrut să-i văd. Și bineînțeles să mă asigur că lucrurile sunt funcționale. Până acum nu au fost probleme. Bine, nici n-am avut zăpezi care să ne facă să avem probleme. Județul Prahova este împărțit în trei sectoare. Astfel au fost semnate contracte cu trei firme în valoare totală de aproape 20 de milioane de lei. În aceste zile se transportă materiale antiderapante în diferite puncte din județ, astfel încât utilajele de dezăpezire să poată interveni cât mai eficient. În stocuri sunt pregătite aproximativ 15.000 de tone cu nisip și 800 de tone de sare. Credincioșii ortodoxi îl prăznuiesc pe 11 noiembrie pe Sfântul Mucenic Mina. Biserica Înălțarea Domnului din Ploiești este unul dintre lăcașurile de cult care au hramul cu această ocazie. Sfântul Mina este sărbătorit anual pe 11 noiembrie. Biserica Înălțarea Domnului din Ploiești are în această zi cel de-al doilea hram. Ne simțim ocrotiți de Sfântul Mina, îl pomenim cu evlavie și cu dragoste și rugăm și pe închinătorii acestui sunt locaș, astăzi și mereu să fie ocrotiți de Sfântul Mina. Mulți dintre credincioși au ales să participe aici, la slujbă. Am ales să venim la această biserică, întrucât băiețel cel mare este numele lui Stămina și noi suntem, avem o legătură cu Sfântul Mina, este ocrotitorul familiei noastre în special. Știți că este și hramul acestei biserici. Tocmai de aceea am ales să venim aici, pentru că știam sigur că aici se face slujbă și ne era dor să ajungem, n-am ajuns de foarte mult timp. Știu că este hram, da. A venit special? Da, veni pentru Sfântul Mucenic Mina. Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, pentru copii să le fie bine, pentru îndepărtarea relelor. Foarte importante. Sunt care ajută în necazuri, în
nevoi în toate cele, ca toți sfinții sunt. Știați că este și hramul acestei biserici astăzi? Da, da. A fost așa și aseară. Da. Da. Nu e special. Nu, da. Reprezentanții Bisericii Înălțarea Domnului au anunțat și un pelerinaj la moaștele Sfântului Mina. Moaștele lui se află în Egipt și avem plăcerea să anunț că la anul se va face de către parohie în colaborare cu Bazilica un pelerinaj la Mănăstirea Sfântului Mina, unde sunt și moaștele acestui sfânt. Sfântul mucenic Mina a fost inițial soldat în armata romană. A dezertat respingând să se supună ordinelor care vizau desființarea creștinismului. Prins de autorități, a fost supus unor chinuri inimaginabile. A fost sfințită biserica parohiei cu hramul Sfânta Treime din satul Vișoara, comuna Ulmi, județul Dâmbovița. Sute de credincioși au luat parte la slujbă. Numeroși credincioși, din care mulți tineri, au participat duminică la ceremoniile prilejuite de sfințirea noii biserici ridicate în parohia Viișoara cu hramul Sfânta Treime din satul Viișoara, comuna Ulmi, județul Dâmbovița. Lăcașul de cult este în formă de cruce cu o turlă principală deasupra naosului și două turle mai mici deasupra pronaosului. Pictura bisericii a fost realizată între anii 2020-2023 în tehnica ASECO, iar mobilierul bisericesc și catapeteasma au fost realizate din lemn de stejar. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Nifon. Festivalul Săptămâna Teatrului Tânăr s-a încheiat vineri, marcând o ediție importantă prin extinderea sa la nivel internațional. Organizat de Teatrul George Ciprian cu sprijinul Consiliului Județean Buzău, în perioada 2-8 noiembrie, evenimentul a atras peste 1500 de spectatori și a oferit un program diversificat cu 9 spectacole desfășurate pe parcursul a 7 zile. Anul acesta, Festivalul Săptămâna Teatrului Tânăr a reunit peste 100 de tineri artiști din România, Republica Moldova și Turcia. În ultima zi a evenimentului, spectatorii au asistat la tragedia Othello de William Shakespeare, în regia lui Vlad Trifaș, un spectacol intens ce explorează teme precum iubirea, gelozia și trădare. Festivalul a reușit și la această ediție să ofere publicului buzoian un maraton de 7 zile teatrale, cu producții extrem de variate, de la comedie la tragedie, abordând teme precum vulnerabilitatea relațiile interumane și societatea contemporană. Jurul de specialitate alcătuit din Mihaela Rus, actriță și manager la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, Andrada Chiriac, scenografă, și Andreea Telehoi, teatrolog, a acordat următoarele premii. Premiu pentru cel mai bun spectacol, pentru cel mai bun actor, pentru cea mai bună actriță sau premiul special al juriului. Și John s-a mișcat suficient de repede încât să facă și un trofeu special pentru... Este atât de încocobârlat premiul cum este Alex Ștefănescu. Se acordă lui Alex Ștefănescu, cel mai celebru artist necunoscut. Festivalul Săptămâna Teatrului Tânăr s-a aflat la a 11-a ediție. Echipa secundă a clubului Petrolul Ploiești continuă seria negativă, suferind cea de-a treia înfrângere consecutivă în campionat. Într-un joc contând pentru etapa 11-a Ligii a 3-a, Petrolul 2, pregătită de către Daniel Movilă, a pierdut la Streșnic, scor 0-1, în fața lui ACS FC Dinamo București și s-a distanțat momentan de primele 4 poziții ale ierarhiei, cele care duc în faza play-off a campionatului. Cu 12 puncte, petroliștii ocupă acum poziția 6-a în seria 5-a, iar în etapa viitoare vor merge la Mureni pentru duelul cu Flacăra, echipă clasată cu un punct mai puțin imediat în urma lor. Întâlnirea se va disputa sâmbătă 16 noiembrie de la ora 14. Victorie categorică pentru CSJ Prahova, clubul finanțat de Consiliul Județean Prahova în cadrul etapei a 8-a din cadrul Diviziei A de handbal feminin Seria A.
Club Sportiv Județean Prahova a învins CSU Universitatea de Vest Timișoara cu scorul de 39-17. Partida s-a desfășurat la Timișoara, în sala sporturilor Constantin Jude, în fața aproximativ 100 de spectatori. Cu acest rezultat, CSU Județean Prahova își consolidează poziția de lider în clasament. Următorul joc va avea loc pe teren propriu, sâmbătă, în compania echipei CSU Star Mioveni. Patru dintre sportivii secției de Kempo ACSM Ploiești au participat sâmbătă la Cupa României de Kempo K1, reușind să obțină o medalie de aur și una de bronz. La Cupa României de Kempo K1 de la CSM Ploiești, pe prima treaptă a podiumului, a urcat Robi Mihai, în vârstă de 13 ani, la categoria 12-14 ani, 45 de kilograme, iar medalia de bronz a fost obținută de Richard Oginciuc, 11 ani, tot la categoria 12-14 ani, dar la 65 de kilograme. Ceilalți doi sportivi înscriși în... Doamnelor și domnilor, știrile Antena 3 Ploiești au ajuns la final. Eu sunt Ioana Catană și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!